Seara, în această seară vom face o tăviță rotundă. Vom face cu un Symphony Gold, un pigment. Sper că se vede și foița de aur. După ce am așezat folia în rășină, așteptăm un pic să se odihnească rășina, să-mi iasă bulele la suprafață pentru a se sparge. Am o rășină care bulele se sparg singure și ies la suprafață probabil într-un minut. De aceea, imediat după ce mixăm rășina, trebuie să o lăsăm un pic pentru a ieși bulele la suprafață. Turnăm primul stadiu. Amestecăm pigmentul. Și amestecăm. Vedem ce este.
lăsăm un pic să iasă bulele la suprafață. Și acum turnăm. Așa arată, am mai pus un pic de folie cu o rășină transparentă în mijloc, vom vedea mâine ce va ieși. Și aici avem rezultatul după mai mult de 24 de ore.